și electronică a Universității din Craiova. În primul rând vreau să vă felicit pentru faptul că ați ales această facultate. Să vă fie bine! Să vă felicit pentru că mulți dintre dumneavoastră au optat pentru un examen de admitere la matematică sau la informatică. Ați devenit participanți într-o comunitate academică de elită. Veți avea 4 ani, sper că doar 4 ani, plin de realizări. Veți avea parte și de examene dificile, dar și de bucuriile studenției. Lucruri multe despre facultatea noastră sunt convins că ați aflat de la prieteni, de la rude, de pe site-ul facultății. Poate că știți mai mult sau mai puțin că facultatea noastră în ultimii ani are o colaborare foarte bună cu mediul economic. Desfășurăm parteneriate cu foarte multe firme din domeniul IT și nu numai de pe platforma craioveană. Suntem o facultate puternică, avem dotări deosebite, avem laboratoare dezvoltate în parteneriat cu firmele și aici sunt 2 dintre firmele care au asigurat dotarea acestor laboratoare. Sper să aveți parte de o studenție frumoasă și sunt sigur că vom realiza lucruri frumoase împreună. Ca să trecem la următorul punct, doresc să-i dau cuvântul în continuare domnului prorector, profesor Nicu Bâzdoacă, colegul nostru, care ne va adresa cuvântul din partea conducerii universității. În primul rând, dați-mi voie să vă felicit că ați ales Universitatea din Craiova. Atât conducerea Universității din Craiova și, cu siguranță, corpul profesoral al Universității din Craiova vă asigur că este alături de voi pentru a vă putea forma, pentru a vă ajuta atunci când aveți nevoie. În al doilea rând, sigur, vă felicit că ați ales Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică. Și trebuie să vă spun că este o facultate grea. Sigur, asta nu înseamnă că este o reclamă pozitivă. Dar, în același timp, vă asigur, pe toți cei care veți termina Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică, că veți fi mândri de efortul pe care l-ați depus de-a lungul anilor. Sigur că aceștia vor fi 4 sau mai mulți, nu mai contează. Sperăm să fie numai 4. Vă asigur, în schimb, că la Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică veți găsi alături de voi organizațiile studențești și, după cum o să vedeți, sunt întotdeauna active în rândul vostru ca să vă ajute și să vă reprezinte, iar Universitatea din Craiova, conducerea Universității din Craiova a avut întotdeauna un dialog deschis cu organizațiile studențești și cu toți studenții și, pe de altă parte, corpul profesoral care întotdeauna s-a preocupat pentru a vă asigura toate condițiile. Totodată trebuie să vă anunț că anul acesta vor fi o serie de premiere organizate, dacă vreți, cu ghilimele de rigoare, în cinstea voastră. Mai precis, este vorba de inaugurarea infrastructurii de cercetare în științe aplicate INCESA, este clădirea alăturată turnului, unde o să aveți posibilitatea să vă pregătiți în cadrul orelor pe care le veți desfășura la licență, dar mai cu preponderență la master și doctorat. Acest lucru se va întâmpla în data de 12 octombrie și totodată, în perioada 12-13 octombrie, va fi lansată prima ediție a Forumului Carierei. Ce își propune Forumul Carierei? Să vă dovedească că Universitatea din Craiova este alături de voi și alegând Universitatea din Craiova ați făcut o alegere corectă. Mai precis, la Forumul Carierei o să fie prezente firme care, pur și simplu, o să vă dovedească faptul că absolvenții Universității din Craiova au devenit angajații lor, iar de asemenea respectivele firme oferă locuri pentru internship-uri, pentru burse și, desigur, pentru angajare absolvenților Universității din Craiova. Spiru Haret spunea că așa cum arată școala astăzi, așa va arăta țara mâine. Uitându-mă către dumneavoastră și către colegii mei, sunt convins că mâine totul va fi deosebit de frumos și de luminos. Pe de altă parte, sigur, încerc să-mi închei discursul, urându-vă, de asemenea plagiind pe un fost profesor de-al meu,
urându-vă la mulți ani, dar nu în același an. În structura actuală, facultatea are 61 de profesori și 14 personal didactic auxiliar, 14 membri ai personal didactic auxiliar, la care se adaugă secretariatul. Decan este domn profesor doctor inginer Vlase Lișteanu, care a deschis mica noastră festivitate de astăzi. Iar echipa de prodecan, Maicu Păinde, în afară de subsemnatul, pe domnul conferențiar doctor inginer Dorin Cendrescu, și pe domnul șef de lucrări, doctor inginer Marius Marian. Atribuțiile fiecăruia le aveți acolo sumarizate pe slide. În structura facultății regăsim cele două departamente pe care le considerăm precursoare ale învățământului ingineresc de profil, și un departament cu o orientare foarte modernă, foarte orientată spre zona de aplicații, departamentul de mecatronică și robotică. Câteva detalii despre acestea. La departamentul de automatică și electronică avem aproape 650 de studenți incluși în învățământul de licență, printre care și dumneavoastră, ce intrați anul acesta, și 119 studenți, 120 aproape, la studiile de master. La departamentul de calculatoare și tehnologie informației avem 433 de studenți la licență, deci ceva mai puțin, dar ceva mai mulți studenți la master, 139. Iar departamentul de mecatronică și robotică, cel mai tânăr departament al facultății, numără 158 de studenți la studii de licență și 46 de studenți la studiile de master. O să vedem imediat și programele pe care le oferă fiecare departament. În structură, departamentele sunt conduse de un director de departament. La departamentul de automatică, actual director este domnul profesor doctor inginer Emil Petre. Și departamentul numără 25 de cadre didactice și 6 spre 7 angajați test. Al șaptelea este în structura secretariatului și este detașat automatic. El gestionează două domenii de studiu de licență, un domeniu la master și un domeniu la doctorat. Trei programe de studii de licență și două programe de studii la master. Cele trei programe de studii la licență sunt ingineria, în domeniul ingineria sistemelor, programul de automatică și informatică aplicată, și programul de ingineria sistemelor multimedia. Iar în domeniul ingineria electronică și telecomunicații, programul de electronică aplicată. Cele două programe de studii la master se regăsesc ambele în domeniul ingineria sistemelor. Sunt sisteme automate incorporate și tehnologii informatice în ingineria sistemelor. La departamentul de calculatoare și tehnologie informației, conducerea actuală este asigurată de către domnul director de departament, profesor doctor inginer Marius Răzovan. Departamentul numără 27 cadre didactice titulare și 4 membri TESA. El gestionează un domeniu de studiu la licență, același domeniu la master și același domeniu la doctorat. Domeniul dă numele departamentului. Domeniul este calculator și tehnologie informației. Două programe de studii de licență și trei programe de studii de masterat, pe care le vedem în detaliu în slide-ul următor. Cele două programe de studii la licență sunt calculatoare și calculatoare în predare în limba engleză. Inutil să mai repet numele domeniului. Iar cele trei programe de studii la master sunt ingineria calculatoarelor și comunicațiilor, Information Systems for e-Business, este un program școlarizat cu
cu predare în limba engleză și inginerie software. La departamentul de mecatronică și robotică, conducerea actuală este asigurată de domnul director de departament, profesor doctor inginer Dorian Pojocaru. Domnul Andrei nu prea se ridică, fiindcă e foarte înalt. În structura actuală găsim 9 cadre didactice și 3 angajați TES. Departamentul gestionează un domeniu de studiu la licență, master și doctorat, cu 2 programe de studii la licență și 1 program de studii la master. Acestea sunt mecatronică, respectiv robotică, la licență, iar programul de studii masterat se numește Sisteme de conducere a roboții. Pe lângă această structură și resursă umană pe care v-am prezentat-o, principala resursă a noastră sunteți voi, studenții noștri, și viitorii noștri absolvenți. Ca și actualii noștri absolvenți. Actualii absolvenți sunt cuprinși în câteva destul de multe firme pe care le considerăm ca o extensie a facultății. Nu știu cum se consideră dumneavoastră. Noi așa le tratăm și le încercăm să le ținem foarte aproape de facultate. Și aveți aici o listă deloc exhaustivă, deloc completă, a celor mai importanți parteneri noștri, ca să le spunem așa totuși, din zonă și nu numai. Regăsim nume precum Cafion, avem reprezentanți în sală, Cătălin Rotan și așa mai departe, de la Continental România, CS România, Dacia Renault, Ford, Hella și așa mai departe. N-am să citesc toată lista. O parte dintre dumnealor vă vor adresa câteva cuvinte în continuare. Revenind la resursa actuală pe care o dezvoltăm împreună, partenerii noștri, adică la studenți, studenții noștri sunt angajați pe lângă activitățile curriculare propriu-zise într-o serie de activități extracurriculare orientate tot spre dezvoltarea lor profesională. Aceste participări s-au concretizat de-a lungul anilor într-o serie de premii obținute de studenți, în general de echipe de studenți, fiindcă noi încurajăm lucruri în echipă, conduse, bineînțeles, de cadre didactice și reprezentanții partenerilor noștri. Reprezentanții partenerilor noștri au participat activ la pregătirea lor, s-au implicat activ. Un lucru foarte important. Aveți pe acest slide doar câteva dintre cele mai importante premii obținute în ultimii 2 ani. Revenind la cei pe care îi veți avea foarte aproape în această perioadă de 4, 6 sau mai mulți ani. La Craiova, pentru informare, avem în Technical Center-ul nostru în jur de 250 de ingineri angajați. 95% provin din această facultate, 5% să zicem că vin din zona Olteniei, dar nu din Craiova. Deci 95% sunt veniți de la această facultate. Și sunt specializați în domeniile software development, hardware development și testare. Aș dori să profit de ocazia de a fi alături de dumneavoastră astăzi, să repet și eu ce au spus predecesorii mei la discuție. Vă felicit pentru alegerea făcută. Deci este o facultate excepțională, de excepție, care furnizează, produce atât în prezent o parte din pătura de elită a Craiovei și pe viitor acest proces sunt convins că se va mări din pătura de elită a Craiovei, care va fi furnizată și produsă de Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică de la Craiova. Și ca să nu credeți că exagerez, aș vrea să vă spun câteva cuvinte despre experiența mea personală.
pentru că sunt un absolvent al acestei facultăți, așa cum veți fi și noastră în 4 ani, să sperăm, să nu fie chiar atât de mulți ani, așa. Am absolvit facultatea de automatică, calculatoare și electronică în 1997 la Craiova. Din păcate, situația de atunci nu era aceeași cu ceea ce este ziua de astăzi, adică, practic, job market-ul, piața de joburi pentru absolvenții din IT era aproape nulă. Practic, era Rom Telecom, poșta care angajau câțiva ingineri de sistem, restul dactilografi sau agenți de vânzări, depinde de la caz la caz. După vreo 6 luni în care eram disperat pentru că căutam un job pe domeniul meu, aveam și mai multă presiune pentru că părinții mei mi-au zis că gata cu finanțele, așa, deci descurcă-te pe cont propriu și colegii mei, din păcate o parte din colegii mei de la calculatoare s-au angajat agenți de vânzări pe țigări sau pe cafea. Asta era situația în 1997, din păcate. Dar în acel moment în care eram, să zicem, destul de dezamăgit și disperat, am primit o informație de la un prieten din Timișoara, acum că o firmă multinațională americană se stabilește în Timișoara și că, bineînțeles, caută forță de muncă calificată. M-am dus, am susținut un test, un assessment la Timișoara și un interviu și m-am angajat ca inginer de test în această companie de producție. Era o companie de producție care producea telefoane mobile, Nokia, Ericsson, pe vremea aia, astea erau modelele, nu cele din ziua de azi. Și, deci, practic, lucram direct în producție pentru punerea în funcțiune acestor echipamente. Vreau să vă spun că abia atunci, aflat în jobul respectiv, mi-am dat seama cât de mult contează baza pe care am avut-o de la facultate, de la facultate de calculatoare. Când studiam la facultate, nu eram conștient de această bază, dar apoi mi-am dat seama cât este de importantă. Pentru că îți permite foarte ușor să te adaptezi de la un domeniu la altul. Și atât la producție, și la high-level programming, low-level programming, hardware development, electronic și așa mai departe, automatizări. Deci este foarte ușor să treci de la un domeniu la altul. Și ca și dovadă, după 2 ani petrecuți la această firmă Timișoara, deja conduceam o echipă de 15 timișoreni ingineri, da, pe parte de manufacturing, de testare. După 5 ani petrecuți la Timișoara, eram însetat de noi tehnologii și pe vremea aceea, din păcate, tehnologiile erau mai mult în vest decât în România. Adică, practic, cei de acolo își păstrau partea de advanced engineering și legătura cu clienții direct, adică, practic, cei din Occident, și trimiteau, practic, în România, în Timișoara și în orașele în care existau companii de asemenea natură, trimiteau numai work package-uri, adică, practic, muncă de suport pentru ei. Și atunci m-am hotărât să plec în Germania, am acceptat un post de senior consultant la o firmă americană, tot americană, în Frankfurt am Main, care era specializată pe sisteme de navigație integrate în mașină și lucram direct ca și consultant la departamentele de cercetare de la BMW, Ford și Renault. Deci, practic, timp de 5 ani de zile am avut contact cu toți acești ingineri de elită, că, practic, partea de cercetare, ei fac mașinile care, practic, vor fi pe străzi peste 10 ani. Ce pot să vă spun? În tot acest timp am învățat în continuu și, din nou, am ajuns la concluzia că contează foarte mult nu numai să ai o bază solidă, să zicem, într-un anumit domeniu, dar contează foarte, foarte mult să știi, să zicem, nu numai programare. Deci trebuie să mai știi și teoria sistemelor, trebuie să mai știi și fizică, și mecanică, și electronică, pentru că atunci când vorbești cu inginerul de cercetare de la BMW, te va considera extrem de prost dacă nu știi toate chestiile astea, deci pe lângă programare. Deci vă spun foarte sincer și serios, pentru că ei au în facultățile lor, domeniile sunt foarte integrate. Deci nu lucrează numai pe parte de programare. Integrează toate domeniile acestea, în același fel le integrează și facultatea de automatică, calculatoare și electronică de la Craiova. Ce pot să vă mai zic? Toți acești ani am continuat să învăț, m-am întors în 2007 în Craiova împreună cu firma Hella, care era germană, m-am întors din Germania direct cu firma la pachet. Și de atunci pot să vă spun din proprie experiență că nu am încetat în niciun moment să învăț.
Să învăț pe baza ceea ce învățasem anterior, să învăț din experiențele pe care le aveam atât cu colegii mei, și cu subalternii, cu clienții, cu șefii mei, cu absolut tot. Deci, concluzia, din punctul meu de vedere, este o facultate excelentă, de excepție. Aș încheia cu trei sfaturi pe care vi le-aș da pentru cariera voastră, dacă vreți o carieră de succes. În primul rând, să nu încetați niciodată să fiți deschiși la nou și să învățați. Nu neapărat numai la școală, numai la facultate, numai la firmă. Deci, practic, în orice moment al zilei este o posibilitate să înveți de la cineva. Da? Deci asta este foarte important din punctul meu de vedere și asta l-am aplicat eu zi de zi de când am început să învăț. Așa. În al doilea rând, nu renunțați la visele voastre. Dacă eu aș fi renunțat și m-aș fi angajat agent de vânzări, în acel moment, având o facultate de calculatoare în 1997 terminată, acum nu mai eram în fața dumneavoastră vorbind din poziția aceasta. Nu știu dacă mă înțelegeți. Deci nu renunțați la visele voastre, dacă vă doriți, mergeți mai departe, luptați pentru ele. Și nu în ultimul rând, revenind la recomandarea cu programele de colaborare oferite de diverse firme în Craiova, vă recomand cu putere să participați. Pentru că beneficiul pentru dumneavoastră în aceste programe, în afară de învățat, vă puteți descoperi vocația. Dacă vă place high-level programming, dacă vă place low-level programming, dacă vă place combinație cu hardware sau cu sisteme și așa mai departe. Deci vă recomand să participați la aceste programe. Unul din aceste programe este oferit și de compania noastră. Deci oferim un program cu mai multe proiecte, practic, direcționate pentru studenți începând din anul 2 până an terminal și master. Această facultate este, dacă vreți, după părerea mea, la momentul actual și în viața de zi cu zi din România, este facultatea care vă oferă cel mai repede și cel mai bine și în cel mai scurt timp, dacă vreți, satisfacții financiare, profesionale și personale nelimitate, comparativ cu alte meserii. Nu știu dacă v-ați uitat sau aveți posibilitatea să vorbiți cu colegi de-ai voștri sau prieteni sau amici și să discutați, bineînțeles, despre condiții de muncă ale lor la firmele unde lucrează sau salarii sau alte aspecte de acest gen și să vedeți că domeniul IT în general și software este peste orice altceva din punctul meu de vedere. Bineînțeles, nu vorbim de acțiuni la bursă, afacerii personale sau mă refer din punct de vedere strict IT în care sunteți un angajat, nu contează în ce funcție, doar într-o firmă care este de acest profil. De aceea vă rog foarte mult să acordați toată seriozitatea celor 4 ani, pe durata celor 4 ani de studii, toată seriozitatea materiilor cu care vă veți întâlni. După cum am spus și mai devreme, unele sunt mai plăcute, altele mai puțin plăcute, dar vă spun că fiecare modul și materie și are rostul ei. Mai devreme sau mai târziu vă veți întâlni cu conexiuni legate de aceste materii și vă veți vedea că, uite, am învățat asta și mi-aduc aminte și, uite, așa se rezolvă. Da? Și, de asemenea, vă pot spune că pe parcursul facultății vă veți mai întâlni și cu diverse acțiuni de colaborare între facultate și firmele private, mediul privat, în care veți avea posibilitatea să vă dezvoltați aptitudinile și cunoștințele și să le duceți la un nivel cel puțin acceptabil, aș zice, eu aș zice chiar bun, pe care firmele de software îl acceptă la angajare atunci când voi veți deveni, bineînțeles, angajații noștri. N-aș pune mai multe detalii despre Syntec Media, pentru că astăzi urmează, după acest moment, o acțiune de deschidere al unui laborator de tehnologia informației în colaborare cu Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică. Și aș încheia cu două mențiuni. Unu, ca și colegul meu de mai devreme, învățați, învățați și ar învățați. Un al doilea sfat ar fi că performanța maximă se face numai cu
dacă vreți, muncă multă, învățat mult, da, sunt de acord, deschiderea la nu și toate astea, dar se face numai dacă, și vă spun din proprie experiență și din ce am văzut și în alte firme, se face numai dacă ceea ce faci îți place. Nu e de ajuns să înveți ca să știi, ok, poți să știi și să fii foarte bun, dar trebuie să-ți placă. Este altfel, când ceea ce faci îți și place. Spun că sunt foarte bucuros să fiu astăzi aici, ca student al Facultății de Automatică, și să îi mulțumesc domnul decan că mi-a permis să vă spun câteva cuvinte. Nu am pregătit un discurs sau ceva, pur și simplu o să vă dau niște sfaturi și vă urez bun venit aici. Ce să zic despre mine, am terminat Colegiul Național Frații Buzești, de aici din Craiova, la matematică informatică. Și primul meu contact cu informatica a fost în clasa a noua. Am fost puțin dezamăgit atunci aflând că unii dintre colegii mei studiaseră și în prealabil, în generală, dar curând am început să mă descurc destul de bine, mai ales că mi-am dat seama că are foarte multe legături cu matematica, obiect pe care îl preferam, credeam eu atunci, și îl studiam cu mult drag. Astfel că în clasa a 12-a mi-am dat seama că cea mai bună opțiune pentru mine ar fi Facultatea de Automatică și Calculatoare. Timpul examenului știu că eram foarte stresat, fiindcă a fost singura facultate la care am vrut să intru și doar aici mi-am depus dosarul, dar apoi am fost foarte fericit să descoper că mă aflam printre primii, iar acum câteva zile știu că am primit un telefon prin care am fost anunțat că sunt Bobocul șef. Acum nu știu ce să zic de denumirea asta de Boboc șef. Cred că la începutul anului toți suntem pe picior de egalitate, avem aceleași șanse, toți dorim să învățăm cât mai mult, să ne definitivăm studiile aici. Și nici în punct de vedere metaforic nu cred că ar fi potrivită, dacă este, pot să spun că toți suntem boboșefi acum. Ce altceva aș putea să spun? Să vă urez noroc, să vă urez să vă îndepliniți toate planurile, să fiți mulțumiți de voi la finalul anilor de studiu și totodată aș vrea să le urez profesorilor, bineînțeles, sănătate, spor la muncă și aș vrea să-i rog, cred, din partea tuturor bobocilor să fie puțin mai indulgenți cu noi în primul semestru până o să ne obișnim și noi cu studiile aici. Ce pot eu să vă spun e că profitați de această perioadă, în primul și în primul rând, pentru că aveți foarte multe lucruri de învățat, atât de la noi cât și de la cadrele didactice de aici din facultate, care ne sunt parteneri de foarte mulți ani și le mulțumesc încă o dată pe această cale pentru tot sprijinul și toată susținerea pe care ne-o acordă nouă de atâta timp. Eu pot să vă vorbesc de viața studențească, de proiecte, de activități, dar până acolo eu zic mai întâi să veniți să vedeți despre ce este vorba. Ce facem noi mai exact, în afară de faptul că vă reprezentăm în Consiliul Facultății și în Senatul Universității interesele și vă susținem problemele și dorim să le rezolvăm, activitățile noastre pot varia de la balul bobocilor, pe care sigur îl așteptați acum în toamnă, nu? Avem și doritori, presupun, prin sală, dar vom vedea după care dintre voi sunt curajoși, până la proiecte tehnice reluate începând de acest an, Zilele Tehnicii Studențești cu ediția a 8-a, un proiect de mare succes și cu un mare efect la nivelul studenților din facultatea noastră și din alte universități care au luat parte la derularea lui. Vă mulțumesc vouă, în primul rând, pentru că ați avut răbdare să stați până la finalul acestei festivități de deschidere. Sper că aceeași răbdare să o aveți și în timpul cursurilor, laboratoarelor, seminarilor, da? Contează foarte mult, dacă vă doriți să terminați această facultate, să ajungeți în anul 6, nu doar în anul 4, da? Și vă doresc să aveți un an plin de reușite și succese pe toate planurile, atât profesional cât și personal. Vă mulțumesc! Poate ați observat că această ședință de stimă de deschidere este și filmată. Aș vrea să mulțumesc colegilor și de la postul TRU, totdeauna sunt alături de noi, este un post de televiziune al Universității, care se va ocupa de dumneavoastră și vă va prezenta realizările deosebite.